Dacă mă iubește cu adevărat sau dacă m-ar iubi cu adevărat, nu mi-ar face asta. Ba da. Ba da. Și ar fi să nu te mai chinui, și ar fi să nu mai suferi, și ar fi să lași la o parte prostia asta care ține de un romantism absolut râncet care n-are nicio legătură cu realitatea. Ba da, ți-ar face chestia asta. Și știi de ce? Pentru că lucrurile și natura umană ne arată faptul că cele mai mari nașoale, cele mai mari și mai nașpa lucruri pe care putem să le facem, le facem tocmai cu persoanele pe care le iubim. Tocmai cu persoanele care sunt importante pentru noi, indiferent că aici vorbim despre părinți, copii, frați, surori, parteneri de cuplu, prieteni și așa mai departe. Oamenii apropiați nouă șofură cel mai rău. Capacitatea noastră de a face rău nu se îndreaptă asupra persoanelor pe care nu le cunoaștem. Lucrurile astea se întâmplă extraordinar de rar. Deci da! Da, persoana de lângă tine este capabilă să te facă să suferi la un moment dat. Asta nu înseamnă că nu te iubește sau că nu te-a iubit. Este o nuanță destul de importantă. Întrebarea este, tu cam pe unde ai fost în momentul în care el a început să nu te mai iubească? În momentul în care el a început să-și scoată atenția dinăuntru cuplului și să-l mute în afară? Tu unde erai? Oare cumva l-ai luat de bun și ai zis, lasă că nici nu mai are rost să stau eu să verific dacă mă iubește sau nu? Disney ne-a spus că s-au iubit până la adânci bătrâneți, drept urmare, așa trebuie să fie. Nu, nu e așa. Dacă erai atent sau atentă, ai fi simțit și ai fi văzut că apar momente de schimbare în comportament și în atitudine și ți-ai fi dat seama că ceva se întâmplă și ai fi chestionat chestia asta și ai fi mers către celălalt și l-ai fi întrebat ce se întâmplă și ai fi văzut poate că există niște nemulțumiri. Să ajungi să spui că dacă m-ar fi iubit cu adevărat, nu mi-ar fi făcut chestia asta sau nu mi-ar face chestia asta, este o sinistră prostie, este o sinistră suferință care nu te ajută decât la rolul de victimă. Da, omul de lângă tine poate să-ți facă rău. Da, omul de lângă tine uneori o să-ți facă rău chiar dacă nu-și intenționează să facă chestia asta. De ce? Pentru că suntem oameni, nu suntem nici sfinți, nu suntem nici îngeri, ci suntem niște oameni care au mult jeg, da, în interiorul lor. Haideți să terminăm cu tâmpeniile astea pozitive și să venim cu picioarele pe pământ. O relație și o iubire se hrănește în fiecare zi, exact ca o grădină de flori, da? Și asta înseamnă atenție, intenție, conectare și compatibilitate. Să stai și să suferi că, aoleo, ăsta nu m-a iubit cu adevărat pentru că m-a înșelat. Ok, în regulă. Oare când o fi început să te înșele? Habar n-ai, nici măcar nu erai acolo ca să-ți dai seama. Vezi, totul ține de dinamică, da? Nu există chestii de genul, gata, s-a trezit într-o bună dimineață cu erecția pe dreapta și a fugit la alta. Nu există chestia asta. Întotdeauna există un proces. Așa că terminați cu chestia asta. Faptul că cineva te-a iubit la un moment dat nu înseamnă că nu este capabil să se dezîndrăgostească de tine sau să nu te mai iubească, să-și mute atenția în altă parte, iar atunci ghiște, nu o să-i mai pese de tine absolut deloc. Pa!